Mulți oameni se lasă învăluiți de sentimentele și emoțiile din această perioadă, care creează o bucurie falsă și trecătoare, și nu mai bag în seamă starea în care se află, atât fizic cât și sufletește. Tot ceea ce fac se bazează pe sentimentele pe care le simt. Încearcă să se amăgească singur că va fi bine, speră că anul viitor va fi mai bun, dar fără nicio bază. Se reunesc în familie, dar tristețea, mâhnirea și descurajarea îi stăpânesc. Nu reușesc să învingă problemele exterioare și interioare, pentru că acestea nu sunt învinse prin sentimente, ci printr-o mână puternică, prin materializarea credinței lor. Dumneavoastră care vreți cu adevărat o viață transformată, trebuie să fiți curajoși, să aveți o mână puternică pentru a lupta, pentru a persevera și pentru a sacrifica pe altarul lui Dumnezeu. În trecut, Moise l-a învins pe Faraon cu o mână puternică, dar acum este momentul dumneavoastră, ca mâna care era slabă să devină tare. Încă aveți oportunitatea să veniți la altar cu sacrificiul și cererea dumneavoastră, și mâna dumneavoastră puternică, dată cu mâna mai puternică a lui Dumnezeu, va culmina cu minunile lui în viața dumneavoastră. Duminică, 22 decembrie, la ora 9 în special, la Catedrala Credinței, pe șoseaua Fundeni, numărul 11, sector 2, București, și în toate locașurile Duhului Sfânt din țară.